Da, domnul Roman Cepoi, ce problemă aveți? Am înțeles că rămâneți în stradă dacă vă trimit la Pârlița sau unde sunteți de Baștână? Eu sunt din raionul din satul Pârlița. Așa, dar acum locuiți în centrul de plasament sau cum se numește, fostul internat psihoneurologic de la Bălți. El amuia se numește centru de plasament temporal pentru persoane cu dizabilități, veteranilor, strada veteranilor 3/1, municipii Bălți. Da, da, da. Și ați locuit acolo cât timp? Pe 5-lea an eu merg. A, ok. Și acum vă trimit acasă. Da, am fost mai scurt, cu în total eu, cum zici, 20 de ani de când plasămeț în instituțiile în Bădiceni, 16 ani am fost. La Soroca. În total 20 de ani. La Soroca, Bădiceană. Da, da, da. Eu, acum vor să trimită la Pârlița, ce că în locuință nu, protejată, dar acolo? Nu, Pârlița, la Ungheni. În orașul Ungheni, nu în satul Pârlița. La Ungheni, da. De ce nu vrei la Ungheni? În locuință protejată la Ungheni, de ce nu vrei? Vreau să vă spun în cererea. Eu sunt Cepoi Roman Alexievici. 15 iulie m-am născut. Ziua mea poți am născut. Iar m-am plinit 45 de ani. Nu contează, să fii sănătos. Nu contează, să fii sănătos. Înțeleg că... Am fost pe data de 12 iunie la director. Și te-au trimis la Pârlița. Da, cu domnul Petru Popescu, asistent social de la centru de plasament. Și m-au lăsat la primărie, la doamna Ludmila Călmâc, primarul. Și mai scurt, el a plecat înapoi la centru de plasament în Bălți. Și doamna Ludmila m-a întrebat, primărița, ce ați venit, domnul Roman? Eu zic că, după că domnul Petru a zis ca să ne dați locuință de trai, că eu, cum zice, m-a scos din instituția centrului, din Bălți. Zic că nu, domnul Roman, pe dumneavoastră v-a omajit. Și doamna Ludmila, primăriță, m-a lăsat să mă duc la cimitir, la mormânt, la mamă, în Pârlița, raionul Ungheni, să mă duc la mamă să închine la mormânt. M-am dus, m-am închinat la mamă și am ieșit din cimitir și am venit iar înapoi la primărie. M-am încărcat jumătate de bagaj și la ora 6 m-am adus înapoi la instituția centrului. După aceea, luni a venit doamna Ludmila cu a doua punte cu hainele și au dus în masă, cum zice, în instituție. Și deamă a doua oară, eu am fost nu pe 15 iulie de ziua mea, purtat în Ungheni, dar am fost pe 16 iulie, pe 16 iulie 2021, pe la oarele 11 noi am ieșit tot cu bagajul meu, tot cu televizor, cu icoanele, la Ungheni. Ne-am venit în Ungheni cu mașina instituție și nouă mai scurt nu a fost domnul Rădeanu Tudor și domnul Constantin de la Direcția Socială Raionul Ungheni zbucuros. Să fie să vorbească cu domnul directorul Pavel Gheorghiuș Florea la instituția centrului de plasament în Bălți și cu domnul Petru Popescu de la asistență socială de la centrul de plasament. Și dumnealor au spus că iată noi v-am adus pe domnul Cepoi Roman. Dar dumnealui zice că noi n-avem casă și l-ați adus la Ungheni. Și domnul Pavel Gheorghiuș a zis că vorbește mă, Roma, ia că tu ești față la oamenii și care trebuie să dăi ție locuințe. Da, eu am zis, domnul Constantin, rog foarte frumos, 20 de ani, eu șed la instituția centrului
sub vederea a Ministerul Sănătății și sub vederea a Agenției Naționale, Asistență Socială. Și dumnealui a zis că, domnul Cepoi, noi nu avem casă, noi nu avem apartament unde poate să vă dădem locuință. De ce v-a adus pe dumneavoastră? Mai scurt, eu am fost calmat pentru că eu, cum zice, am știut că le-am înțeles că nu sunt pregătiți. Am venit înapoi pe data de 16. Eu am stat 9 zile la spital, în psihiatrie. Am avut, cum zice, problema cu capul. Și pe 25 eu am ieșit din spital. Pe 25 august. August, alaltă ieri, da. Și acum care-i planul? Am văzut că ai scris o cerere că vrei să rămâi în centru de plasament la Bălți. Dar ei vor să te trimită la locuință protejată care nu există la Orhei, la Ungheni și nici la Pârlița. Eu 25 august mă duc în cabinet la domnul Pavel Gheorghe Flore, la administrație. Și vine doamna Viorica Țăruș, asistentă socială, șeful de la instituția centrului. Și domnilor m-a spus ne în față, pe 25, domnul Cepoi Roman, ia ca приказу, că dumneavoastră n-aveți dreptul, vă folosiți cu nici cu mâncare, nici cu dormitul. Sunteți externați. Dar eu zic, Pavel Gheorghe, dar pe mâine, pe 26, trebuie să mă duc să iau pașaportul. E bine, pe 26 eu am mers și am luat pașaportul, dar am avut noroc că dumnealor au avut, cum zice, ședințe. Nu știu, în Bălți, nu știu unde a avut dumnealor ședința. Da, eu iacă ne-am luat pașaportul meu de la pasportul stol, pașaportul cu, cum zice, fișa. Dar ce vize de domiciliu scrie în fișa aceea? Domiciliu aici scrie chiar clar, dacă vedeți că eu, cum zice, strada veteranilor. Deci ai vize de reședință la Bălți, strada veteranilor, la centru celălalt de plasament. Dar ei vor să-ți trimită la Ungheni sau la Pârlița. Nu mai arăta buletinul că-ți date personale acolo. Dar dumnealuia ne-a spus, zici, că eu să-ți dau ție rubli și tu o să ajungi la Ungheni. Dar eu am zis, bine, eu mă duc să depun cererea, așa i-a spus domnul Pavel Gheorghe, să depun cererea, să pot, iar ca nou beneficiar să fiu deplasat la Bălți. Dar eu am zis, Sara, spate de vinet. Dumnealui a zis că nu. Lasă ei de dormit, de mâncare. Dar eu zic, dar eu n-a să fiu ca romanie, ca șatru de romanie, să îmblă pe drumuri. Și m-a scârghit, m-am avut temperatură, am avut davlenie pe 26. Și nu m-a oprit să nu mă duc la buletin să iau de la pasportul stol. Dar m-a lăsat așa cu temperatură, cu davlenie, m-am dus și am adus documentele. Și am scris scrisoarea lui doamna Panova Lina, director de la asistență socială, de la Chișinău. Eu am scris și cererea am scris și am dat în directorul, am scris cererea asta, am dat cererea la minister către domnul Marcel. Și deamu sper că a spitat bine și n-ați poate, cum zice, face ei, dacă eu, cum zice, am dat singur de bună boie, că rămână și ea. Că am fost de două ori purtat la Pârlița, la Ungheni și tot cu bagajul. Iată, bagajul și de, cum zice, jos. Ei zic că nu ești oficial acolo și că nu-ți dau mâncare și nu te cazează sau cum. Ai avut unde dormi azi noapte? Ai rămas acolo? Da. Eu mă aflu amuie la mine în salon, dar dumnealui a zis că asta nu-i de dumnealui decizia, da.
Decizie. Decizie de la, de la Agenția Națională, de la doamna Irina Banova. Dar eu vreau să spun încă un lucru. Rog din toată inima, din cererea mea, care eu am eu vă spun, să mă lăsați la centru de plasament dacă nu s-au hotărât nici cu Pârlița cu Traiu, nici cu Ungheni. Pentru că eu, cum zice, nu se... Da, mă cheamă Roman, dar eu nu sunt romală că să fiu purtat pe drumuri ca un, cum zice, șatră cu romale. Foarte ne pare rău pentru cum zice, cum directorul ne-a spus, zice că tu n-ai drept să mănânci mâncarea a instituțiile, tu n-ai drept să folosești nici cu un lucru. Te-a scos din evidenția, din centrul de plasament. Dar eu când ieri m-am dus și am luat buletinul, eu am tras atenție de la doamna cei care ne-au dat buletinul, că propisca a mea încă golabină la instituția centrului. Eu nu scos de pe uciot, din pașaport, nu-i scos din uciot, din centrul de plasament din municipiul Bels. Și rog foarte frumos și domnul ministru, dacă a să mă audă domnul ministru Marcel. Rup, foarte frumos. Lăsați în Bălț și nu s-o primit nici cu Pârlița, nici cu Ungheni. Eu totuși bucuros, eu respira de ziua mea, după ziua mea, a să deplinească toate lucrurile. Dar dumnealui, domnul Constantin și domnul Tudor Radeanu, nici telefonul, nu eu, să vorbească cu mine, că eu am dat pe numărul telefon 060-81-14-88. Aici este numărul de mobilul meu. Și le-am scris în cererea și în scrisorile să mă sună pe mine, dar dumnealor nu vor să vorbească cu mine absolut cu nimic. Și eu aș tare, cum zice, aș vrut să fiu, cum zice, tot în centru de plasament, pentru că aici, mereu de gâine, eu șed la dos. Eu foarte mă sunt om, cum zice, liniștit. Pentru că, am înțeles. Dacă... E clar, Roman, problema. Am înregistrat-o și o difuzăm. Sperăm să obținem reacție și de la administrația centrului de plasament, poate și de la doamna Banova, poate și de la ministrul Spătar. Sper să, dacă te trimit la Pârlița sau la Ungheni, să fac acolo o locuință protejată în care să te simți bine, să nu ajungi în stradă, să nu te lasă pe drumuri. Asta e problema, că nu insist probabil să fii neapărat la Bălț, dar să fii undeva unde să ai casă proprie, acoperiș deasupra capului, nu? Da, domnul Oleg, eu am vrut să vă spun adevăr că, știți, parcă eu mă gândesc de prostiile, că aici pe luna iulie au căzut două pietre de la etajul 13. Și eu nicăta în capul meu, înainte de mă duce la psihiatrie, eu căta să fac o moarte pentru mine, pentru că eu n-am furat, n-am ușit, dar pe mine mă scoate pe stradă. Pentru ce să mă scoate pe stradă tot cu hainele, dacă nu s-au găsit soluții pentru mine de locuințe trai, nici în Pârlița, nici în Ungheni. Dar eu cu nică nu-s vinovat. Dar directorul zice, pe mine nu mă interesează. Nici odată precaz că dumneavoastră gata, externat, nu sunteți pentru centru de plasament. Și eu foarte... Am înțeles. Ținem legătura, monitorizăm cazul, sperăm că o să se rezolve favorabil, pozitiv și conform legii cazul dumitale, să nu fii lăsat în drum și să ajungi la gesturi necugetate și violente. Domnul Bulet! Da, domnul Ivan! Hai să vorbesc și eu! Sigur că da! Bun. Treceți în fața camerei și vorbiți, sigur că da! Eu vreau să vă spun la dumneavoastră încă, da, încă o sărbătoare plăcuți la toți moldovenii. Să trăiască copiii. Măcar aici a zis că îmblă COVID roșu și noi suntem, cum zici, izolați prin instituțiile. Noi nu ne dă voie să ieșim în oraș. Ieri au dat nevoie prin, cum zici, propus. Da, da.
Permis. Da, permis, da. Și eu doruiesc la toți copiii care trăiesc pe Moldova și prin alte țările să aibă, cum zice, sănătate și asta, să protejează. Fiecare om să fie protejat, să nu fie bolnav de COVID. Asta e un salutări dau și cu doamna Irina Panova, rugimea ta, dacă ascultați efirul meu, ajutați-mă, pentru că eu vă spun adevăr și cincer, că eu nu vreau să mor pe stradă ca român, ca român. Bine, mulțumesc. Hai că vorbim acum și cu Ivan. Ivan Ivanco, parcă îl cheamă, nu? Domnul Ion. Ion, bine. Bună ziua, domnul Oleg. Salut. Eu am o leac pe suflet durere, foarte mult lucrători, foarte urât cu domnul. Nu au stimă de noi. Domnul director tot n-are stimă de noi și foarte tot urât cu noi. Nu vrea să ne audi, nu vrea să ne asculte. Aici, știi, ești așa o vorbă că bolnavul cu bolnavul se ajută. N-au stimă. Dar lucrătorii între timp se chinează și au stimă. Dar pe noi n-au stimă, domnul Oleg. Că Dumnezeu ești de sus și trebuie să vadă că noi toți suntem oameni. Nu suntem animali, domnul Oleg. Că trebuie corect să avem stimă, domnul director. Și trebuie să înțeleagă sufletul nostru și să avem durerile noastre. Dar domnul de Pavle, director, nu vrea să ne asculte, nici nu vrea să primească în cabinet, nici nu vrea. Dacă vrea să primească bine, dacă nu, nu. Și nu e om pentru noi, pentru lucrători numai, că să fie bun și să stimeze. Dar noi nu suntem oameni. Și noi dacă avem ceva pe suflet, pe noi nu ne stimează. Sunt lucrători care strigă la noi, că ne bizuiesc, eu înțeleg că au și dreptul, am și noi dreptul. Dar nu trebuie cu ură, cu șiudă, că toți suntem oameni. Dacă n-au părinți, n-au pe nimeni, nu trebuie de călcat, trebuie de stimat. Că noi trăim aici, noi avem ca o familie. Dar nu trebuie să strige, să ne bizuiască domnul Oleg. Că noi nu scriem scrisori la minister și directorul a spus, puteți scrieți la Moscova și la minister, că n-ați văzut nimic. Minister. Și eu sunt oameni buni care să ne ajute și care să ne ajute, care să deschidă sufletul. Asta nu e bine, domnul director, că ministerul nu are nevoie de noi. Că noi tot avem nevoie de tânci. Și ne ajute și ne stimează. Că toți suntem oameni, domnule. Și mâncare, mulțumim bătăproștii, e călduță bine, dar lucrătorii sunt foarte, foarte urât. N-au stimă de noi. Că nici nu vor să aude, mă ales directorul. Că ziua din nașterii, la un bolnav, tot nu vine să-l viziteze. La un concert, că este limba noastră, acolo nu vine domnul director să ne felicitează, să spui chiar cu sărbătoare mare pentru noi. Nu vine. Vine aici care pot. Dar ca director, eu trebuie să ne stimeze la fiecare, la fiecare pas. Sărbătoare, ziua din nașterii, trebuie să ne bucurăm că ești un director care ne stimează, sune la noi. Dar el nu ne stimează, domnul Oleg. Dar Dumnezeu Iisus tot vede. De atâta eu plâng. Uneori stau și zic cum sunt oameni buni, dar sunt oameni care nu vor să ne stimeze. Noi tot suntem oameni, nu suntem, tot trebuie să adă stimă de noi, trebuie să ne asculte. Sunt oameni care au nevoie de lucru, care vor sănătoși. Am scris cerere, vreau să lucrez, să mă ajute. Din mai am scris cerere, să m-am dus la domnul director. I-am spus, domnul director, uite, toți sunt oameni care lucrează, aici tot sunt bolnavi care lucrează și primesc leapă. Și vreau și eu tot o capiecă. Mă ține tot că a să fie tot bine, dacă a să fie de lucru, a să fie, a să fie tot mai e cu asta. Și eu zic, domnul director, singur tot sunteți om, aveți copii, aveți familie, și tot aveți cu capiecă și tot a bucurați în paradința. Dar eu tot sănătos și vreau tânăr și vreau și eu poți de lucru, cum lucrezi, că eu lucrez, cum ești cu capiecă, atât de lume. Dar eu mă ține că bine, domnul Ion, bine, eu când asam, atunci a să dau ție poți de lucruri, dar el nu ne stimează, domnul Lec, el n-are stimă de noi, el nu vrea să ne asculte, nu vrea să ne audi ca oameni, înțelegi? Și când se duce la minister, acolo spune alte cuvinte la minister, dar aici spune altfel nou. Minister, eu vreau oameni buni de la minister. Doamnă, eu spun la toți acolo care lucrează la minister, vă rog frumos, credeți pe noi, să aveți milă de noi, că noi suntem toți cu Dumnezeu, noi suntem oameni, noi nu suntem dușmani. Ei și spun directorul una, Viorica spune alta, dar noi toți suntem
doamna Viorica, dar noi toți suntem oameni, că tot oameni trebuie să ne steleagă, trebuie să schimeze, dar nu trebuie să strige, nu trebuie să sade ură, domnul Oleg. Că Dumnezeu tot vede că de atâta nouă neabită, și eu cred, și ne-am audit tot narodul, tot Republica Moldova, să dăi nouă ajutor, să fie oameni buni cu Dumnezeu, să fie cu mine, să fie la internat, de un tărăc, e COVID, că nu se poate, să fie tot pe internat, să vadă cum bolnavi, cum sunt îmbrăcați, cum spart, cum și au studii și întrebări au, să fie, că ei, cu mișcă, când vine, vine la domnul director, la doamna Viorica, să lasă mine, să ne studiază, să scrie la noi, să ne răspunde, că ei, direct, avem stimuli de lucrători, că ei sunt la noi, că noi suntem la lor, trebuie să ne stimeze, să-i numai și nu adevărăt. Eu cred cu domnul, eu cred la tot, care direct sunt la internat, vă rog, stimați oamenii care stau la internat, că ei toți au inimă, tot au dureri, care cum au lucrătorii. Trebuie să stimați oameni buni, că el tot e suflet. Nu trebuie de prezăriști de așa ca asta, domnul Oleg, am vrut să vă spun. Vă dau domnul Roman, vă mulțumim să vină. Mulțumesc la amândoi pentru încredere și pentru relatare. Am înregistrat discuția noastră și-o public și ținem legătura, să vedem cum se rezolvă cazul. Vreau să spun încă o vorbă, se poate? Vă rog, dar scurt, că se termină bateria la telefon. Domnule, eu vreau să spun numai o scurtă, un pic, o întrebare. Eu, da, eu am scris la minister, la Agenția Națională, că eu vreau să mă duc la casa protejată, de unde eu sunt din Bașne, din Pârlița, raionul Ungheni. Dar eu cu nică nu-s vinovat. Dacă nu s-o primit, asta nu se numește că tu, Romani, singur ai vrut să te duci să trăiești la casa protejată. Nici nu ne-a dat ajutorul. Poți și răzgândești, sigur că da. Da, eu cu nică nu-s vinovat și respect de domnul ministru, domnul Marcel, și doamna Irina, director de la Agenția Națională, să mă înțeleagă că eu, cum zice, adevăr că 20 de ani mă aflu la centru de plasament, când am fost psihonervologic internatul, eu nu sunt vrăjmaș, dar eu nu vreau ca romală să merg pe drumuri. Eu sunt romă. Am înțeles. Nu te mai repeta, ținem legătura. Mulțumesc pentru relatare.